a primit cadouri în casa fetelor. Am văzut că Laura a avut pachet și scrisoare în seara aceasta. Cristina la fel a avut și a pachet, am văzut că a primit poze, se uita la ele împreună cu mama lui Ștefan. Maria a primit scrisoare și a primit o mătură cu un făraș. A venit să le arate și mamelor, și spunea că i s-a scris că mătura și fărașul este ca să își adune demnitatea și principiile de pe jos. Râdea Maria, doamna Ioana spunea ca să vezi și tu ce fac oamenii, de ce sunt în stare și îi spunea Mariei să pună la bucătărie mătura și fărașul, zicea să le mulțumească celor care au trimis, să le spună că este foarte bună, o să măture bunica Ioana cu acea mătură și că are o culoare foarte frumoasă, este foarte elegantă zicea bunica Ioana că ia uite să vezi și tu dacă nu ești cu nervii tari, de ce sunt în stare oamenii?